Edi Ordănescu, antrenorul naționalei, ne calificăm la mondiale prima dată după 1998, după Franța. Mi se pare o alegere uh, puțin discantă pentru că vestul nu are experiență foarte mm -hmm. mare, dar mie mi-a plăcut ce arăta și la FCSB și la CFR Cluj, să nu uităm că la CFR Cluj, chiar după ce a venit impactul, a fost unul bun pentru că mm -hmm. au fost aproape să se califice în deplasare cu Young Boys, mm -hmm. dacă ți-aduce aminte problemă de arbitraj, iar antrenorul lui Young Boys este acum la Leverkusen. Și, și Gerardo Seuane. Exact. Deși pe plan european oarecum a confirmat, deși, mă rog, uh, au fost puține meciuri. FCSB-ul a jucat bine, se vedea echipă organizată, la panduri a făcut treabă bună. Și la CFR a făcut treabă bună. Uh, și la CFR practic uh, era cam singura variantă, pentru că Mutu Ok, a calificat echipa la Euro 21, dar niciodată nu trebuie să te raportezi la asta pentru că acolo sunt oscilațiile foarte mari, uh -huh. sunt anumite reprezentative care nu sunt foarte preocupate. Noi ne lăudăm cu victoria aceea cu Anglia, dar să vedem unde sunt jucătorii noștri și unde au ajuns englezii din victoria. Revenind, cred că... Mă rog, e și o chestie de imagine, deși poate cu Berlin ar fi fost și mai și, dar... Betur edi din. Da, ediția 40. Nu este Viorel Berbec, este Andrei Preotu de la Prosport. Da, uh, uh, ediția 40 avem uh, și de data asta de dat trei free uri pentru că Andrei e suporter al Borusiei Dortmund ca și mine. Uh, o să dăm pentru pronostic exact la Union Berlin Borussia Dortmund. O să vorbim mai târziu de meciul ăsta. deci spuneți scorul corect și luați 3 free uri la uh, Betfair. Dați like, share, subscribe canalului nostru și uite, Andrei, pentru că ai venit la noi, îți fac cadou acest tricou cu Betfair. Ești membru al echipei noastre de acum înainte. L -l -l pune la loc de cinste. Da. Mulțumesc mult. Și vorbim, vorbim astăzi mai mult despre fotbal românesc, dar și despre alte sporturi în care o să implicați românii. De exemplu, Ruibi, am bătut Rusia la Rubii măcar la Rubii să-i batem. Da. Vorbim de Liga 1, unde echipa ta din Liga 1 Dinamo suferă groaznic ca să zic așa. Vedem cam ce echipe se duc spre play-off. Cumva primele patru sunt știute, dar mai sunt mai loc de locuri de 5 și 6. Vorbim de primele patru optimi din Champions League care se vor juca săptămâna viitoare. Și prefațăm așa puțin niște meciuri tari din weekend. Avem Via Real Real, avem Napoli Inter, un campionat al Italiei care s-a relansat puternic după victoria Milanului. Vorbim de Union cu Dortmund, și mai vedem noi ce vorbim. Betur Show ediția 40, să-i dăm drumul, share, like și subscribe. Dinamo. Greu că cu... n-a fost niciodată în situația asta, în istoria de aproape 50 ceva de ani. Mă uitam șocat. S-au rulat fantastic de mulți jucători, luați cumva fără nicio logică. S-a dus inclusiv un francez care era Liga 3 spre a 4 din Franța? Franța, da, de la Buloni. Mie Flaviu Stoican nu-mi inspiră multă încredere. Nu mai e Vestul, trenor, parcă uh, Nu l-au schimbat uh, pe, cu dușan Urin? Nu, e o discuție, deocamdată e tot el. Problema lui Flavius e că poți să fi un motivator foarte bun, dar vezi că în fotbal mai trebuie să aici nu de tactică și. Ori el la capitolul ăsta n a să mult de dorit. Pentru că vestul și șumudii că la început era foarte mult motivator, dar, dar, după aia, ok, lăsând la o parte ultima experiență, a evoluat tactic. Pentru că totuși trebuie să-ți dai seama, pentru că mă întrebai de Dinamo și de Stoican, la meciul cu Botoșani, ei au avut posesie, au controlat, dar au pierdut cu 4-0, pentru că Botoșani au jucat pe contraatac și au terminat pe contre. Dar tu vezi, zi un antrenor deci, care ar putea să salveze Dinamo acum, dacă ar fi să alegi orice antrenor din lume și n-ar conta că are un contract chiar și Simeone, chiar și Guardiola chiar și Klopp, crezi că cu celălalt are Dinamo în momentul ăsta ar fi un antrenor în lumea asta capabil să salveze Dinamo dar să ducă în play-off Mi se pare destul de greu chiar și să evite, bun, ok, Gazmetan acum 12 de ultimă oră a fost depunctată, nu probabil că va prinde locul de baraj mm -hmm. Dar uh, mă uitam la cum a jucat FCU Craiova cu FCSB. Au pierdut cu un penalti minutul 90. Da, dar un care... joc consistent, un joc bun, adică pentru o echipă în deplasare au jucat bine. E la distanță mare față de, față de Dinamo. Care, efectiv, ok, a făcut un meci bunicel la Pitești, dar au probleme foarte mari în apărare. Și sunt jucători, știi cum e când vine șecurile peste tine, e greu și din punct de vedere al moralului. Acum o cu Universitatea Craiova care trebuie să câștige neapărat. Și zici că Gaz nu a fost depunctat, a ajuns sub dinama acum? E sub ei în clasament? Pacolo mm, acolo, cred. Dar oricum, gazul, din câte înțeleg, șanse mari chiar să nu termine campionatul. N nu mai au finanțare da. sau... Da. da, și ok, să ajungi în situația în care să fii depunctat pentru neplata datoriilor într-un campionat cât de cât care nu e na, Letonia, Lituania, Estonia și așa mai departe, mi se pare... Da, dar cumva campionatul României e ținut artificial de drept de televizare și de pariuri. Ce să, mai ce să să mai 3-4 echipe dacă n-ar fi dacă n-ar fi infuzia asta de, de bani de la deținătorii drepturilor TV. Oricum suma pe lângă ce se plătește în Cehia și în alte țări e foarte mare raportat la ce ți se oferă. Da, te uiți și nivelul e la... foarte slab, adică. Da, nivelul e foarte slab și nu mai trecem de turle preliminare în cupele europene. Ne amintim asta vară, FCSB a pierdut cu Shakhtyor Karagandi ca... din Kazakhstan. CFR-ul a făcut figurații în Conference League, o echipă... Trupă ușoară, gândește-te că în acel moment, nu mai știu exact acum cum sunt, dar Iablonez era pe locul 13, ceva de genul ăsta în Cehia, care N-ai avut nicio echipă în grupă, Campionate gen Roma că, sau da. Tottenham. Ai avut echipe... a okay, bună echipă a fost Almar, dar nu e Roma nu, e Roma. nu de adică. da, da, da. Și uh, spre asta ne îndreptăm, adică destul de complicat, pentru că știi care e nivelul? Uite, am văzut cu Steaua Roșie Belgrad, care a fost nivelul, adică a fost o calificare la pas. Da, hai să ne uităm și mai sus, în, în Liga 1. Avem uh, patru echipe, cumva sigure pentru locul lor de play-off CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova, sper că am zis bine, și FC Voluntari. da. Și avem vreo patru echipe care se bat pentru locurile cealaltă. Bine, farul, și Botoșanu, e, eu zic că Botoșanu e în play-off, 99%. Atunci Craiova nu e foarte sigură. Și da, Craiova, da. Faru, Rapid și mai era mai cineva. Rapidul cred că destul de greu, după ce a pierdut încă două puncte mari. Teoretic și UTA ar mai avea șanse. UTA a chiar și bine FCE, cu da, n-am apucat să văd, dar Uta uh, a jucat bine și pe vremea lui la Sobalin, pentru că este o echipă care are calitate, un jucător cu calitate. Și față de alte echipe, au susținerea publicului, stadion nou uh -huh. și oamenii zdornici, adică e genul de emulație, zi de meci, nu mai contează adversarul. Cum a fost și pe național, dacă ți au aminte, o perioadă uh -huh. până să venea lumea și cu Belarus și cu chestia aia de nou. Da, să nu uit de Dinamo, mai avem un concurs, bineînțeles dați da like, share și subscribe, vă dăm un tricou, cum i-am dat eu lui Andrei acum, dar nu același altul, bineînțeles. Uh, trebuie să ne spuneți ce jucător, că vă dau un indiciu, a fost la Dinamo, uh, a marcat gol în cele mai importante ligi ale Europei, Spania, Franța, Germania, Anglia și Italia. Și mai este un singur jucător care a reușit această performanță, e un montenegrean, iovetic. Și este un român care a făcut treaba asta înainte de Iovetici. Primul care răspunde, primește un tricou fost cu beturi, vi-l punem la poștă, ajunge în siguranță, tot ok, stați liniștiți. Revenind la discuția de Liga 1, pe mine mi se pare ciudat că se pune problema la rapid de schimbarea antrenorului în condiții în care cu celota rapid acum s-a atins un maxim de performanță. Adică nu poți să cer mai mult decât să te să gravitezi în jurul locurilor de play-off. E cam ce se poate obține, asta e nivelul rapidului. Nu știu dacă, aici e o, e o discuție întreagă, vezi tu, uh, lumea, mai ales jurnaliștii, oamenii din fotbal știu că nu Mihai Iosif Miță pentru prieteni uh, face echipa, acolo echipa e făcută de, poate că are și un cuvânt de spus, da, de Daniel Niculae, de Angelescu, de patron, e dacă vrei cumva situația de la FCSB, comunică acolo. Dar mai și a... un pic, mai... Exact, pe... exact. Cu exact. exact. Și el acceptă pentru că... El, pentru el e un, e un miracol ce îi se întâmplă. Asta e nivel el, maxim El lucrase într-o benzinărie acum câțiva ani, deci... Asta nu știam. Da. da. A, deci acceptă că... Pentru el e ceva... Și ca jucător a fost modest că i-a la Rapid, n-a fost, n-a fost cine știe ce. Și îți dai seama, el încearcă deocamdată să-și facă un nume bine, păstrând foarte mult proporțiile, să zic că nu, un fel de sari care și el a explodat târziu, <laughs> dar bine, exagerat. exagerat, zic ca idee. Da, pentru că nu, totuși o promovare dacă duce echipa în playoff, e o realizare. Și acum dacă îl schimbă, depinde la ce te gândești, că dacă aduci un antrenor gen șumudic, așa, nu știu, îți dau un exemplu. Greu să mai bași peste el. Da, nu prea-ți permiți. Înseamnă că și-un modic că un, un pedigree se... internațional. Da. Și el mai are un merit că el a promovat într-un moment în care nimeni nu mai spera. Adică pentru ei fiecare meci era o finală. Bun, dacă îți mai aduci tu aminte, Viorel sigur știe, a fost acel meci cu cânte, cu Metaloglobus. Mm -hmm. Aveau nevoie de victorie ca să intre în play că dacă făceau egal, nu mai vorbeam de nicio promovare. Și de acolo au prins entuziasm. Meciul acela a fost am cu semne mari de întrebare. Acea victorie. Frații Hera la Metaloglobus, care nu prea s-au omorât cu firea. Și... Oră, Apropo de firea, totuși avem un voluntar care totuși surprinde pe toată lumea. O echipă, un lot bun, dar cu o echipă care ne obișnuia cu un loc 7-8 în play-out. Adică pe, la finalul, cam cred, asta era nivelul voluntarului. Cred că e meritul, e meritul lui Ciobi. Chiar îl cunosc, e un tip, un antrenor foarte bun, calm, nu ridică tonul, știe să le să facă o atmosferă bună în vestiar. Și să nu uităm că cu el antrenor prin 2009, dacă nu mă înșel, Dinamo a terminat un tur de campionat pe primul loc cu el antrenor. Deci uh, ar trebui să ne surprindă. Uite, a fost Clinceniu revelație cu Poenaru. Da, el e cu... Poenaru care Dar e... voluntariu mi se pare un pic uh, mi se pare un pic peste. Adică e o echipă care știe să joace și la rezultat. L-au dus pe Budescu. L-au dus pe Budescu, da. Dar trebuie să precizăm e chestie deranjantă că au pus la meciurile cu echipele puternice biletul 1100 de lei, ceea ce mi se pare enorm de mult pentru nivelul ligii întâi. E puțin... Uh... Da, nici eu nu sunt de acord, dar... Mai ales că nu au un stadion, un stadion extraordinar, nu știu dacă oamenii care vin la meciul la voluntari vor să plătească sumele astea. Ține seama că sunt și așa puțini spectatorii pe stadioane de Liga 1. Să mai pui și un bilet de 100 de lei, cred că e puțin cam. Poate plăcă. că rapidul cu galerie la meci, pentru că în Galeria n-a da. fost? Să fie o adică mișcare de. putea a să fie adversarului? Sau? Clar, 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 clar. Și Craiova, probabil, clar. și, și rapidul. Da. Uh, ca să și, Na. Scuza, -mă, da. Nu, și să scap de incidente, poate fi o chestie, să nu mai. Practic, i-au jucat ca și cum au fost cu porțile închise. Deci, cam asta. Da, bine, nou, asta galerie adus. extraordinară, voluntariu, ce să mai ce să zicem. Da, sunt oameni care locuiesc care... acolo. Da, și e al doilea job, așa, ca să zicem. Ca să terminăm cu campionatul cu România, trebuie să salutăm. Tu ai fost și pe la meci victoria cu Rusia la rugby o să nu se întreb chestii tehnice, o să întreb mai degrabă cum a fost atmosfera cum s-au simțit oamenii pe stadion. foarte frumoasă și lume mult mai civilizată decât la fotbal, eu cum mai fusesem la rugby dar mm -hmm. a mai fost de o perioadă lungă stadionul foarte frumos primitor și uh, sperăm să ne calificăm la, la Cupa Mondială la ultima, să ne -am, amint, am n-am fost din cauza unui da, exact, exact dacă okay. nu mă înșel, un jucător aflat în stare de suspendare. Da, asta e o gafă amatoricească. Da, urmează un meci cu Portugalia greu, dar uh, vestul la Ruibi, uh, oamenii sunt foarte apropiați. E, la final se întâmplă cam ce vezi la handbal, în sensul că salută publicul, mm -hmm. se duc, știi că la handbal dau mâna cu... Da, bine, acum Vrezi. e mai greu cu pandemia, da. Da, da. Și, mă rog, cred că a fost și o, un soi de emulație așa în social media, că am bătut Rusia, mai ales pe fondul, ce se întâmplă acum în lume cu oamenii, mă rog, Probabil. micile victorii pe care le putem, putem savura. Vă uh, reamintesc de acele trei fribeturi pe care puteți câștiga, scor corect la Union, Berlin, Borussia Dortmund și de tricoul pe care l-a luat Sabin. Sabin, ce ai făcut mai la tricou? A, ah, nu e același, ok. Uh, uh, da, și să trecem la fotbal european. Uh, Champions League revine. Mm. Revine în forță, cu meciuri foarte... PSG-Real, Sporting City, Liverpool, uh, uh, Inter-Liverpool și Salzburg-Bayern. Tu o să fii la meci la Inter cu Liverpool. Uh. Dar hai să le luăm pe rând, așa. Mm. PSG-Real, un duel super echilibrat. Eu a zice că puțin pleacă favorit realul, chiar dacă da. toată lumea mizează pe la, PSG. la Paris Saint-Germain sunt probleme foarte mari. Până când uh, vor fi acceptate vedetele, atmosfera e proastă. Toată, toate indiciile duc spre asta. Citiți și în echip și în, alte, și în presa internațională. Practic, Pocetino nu prea mai are nicio autoritate. El trebuie să joace Neymar, Messi, Mbappé, practic să joace 4-3-3. Da. Nu-și permite din multe motive să-l lase pe niciun trei pe bancă și am văzut ce s-a întâmplat uh, după meciul cu Nis nice. uh, Nis nice a antrenat de Galtie care a câștigat campionatul de sezonul trecut cu Lil judecând foarte bine tot sezonul uh, pare să că Pochettino nu prea mai vrea să continue. el deja a pierdut câteva trofee importante ok, campionatul va lua dar nu e vreo mare realizare e, țelul lor e Champions clar iar dubla cu Real Madrid, Realul știe să joace astfel de duble. Și aici cred că are un avantaj. Spuneai tu puțin favorită, eu cred că e undeva spre 65%. Real Madrid, da. da. Deci i mai da. slăbit turația în campionatul spaniol. Nu, nu văd că ar fi ar avea probleme să ia campionatul, dar au mai fost niște sincope cu LC, mai niște meciuri egale pe casă, 1-0. sincer, nu văd la cum se apără Paris Saint-Germain, nu văd cum să scape fără gol primit acasă. Poate să ia chiar două. Și n-aș vedea să facă mare brânză în meciul din Spania. Paris Saint-Germain, care, atenția, a avut probleme și cu echipele mici în campionat. Au fost multe victorii chinuite. A, da, nici în cupă Totuși, nu Nis, Pe asta zic, că după, după meciul cu Nisa, Nisa scapă 120 de minute să nu iei gol. Ok, au fost 5.000 de spectatori, pandemie, dar... Da, plus că implantul Messi nu prea a funcționat, a marcat foarte puține goluri, care două goluri în campionatul Franței sau ceva genul ăsta, nu foarte mult. Și toată lumea spune că s-ar întoarce la Barcelona chiar și gratis, nu știu ce să zic, dar mi se pare că Messi e total ieșit din formă, nu... Iar cotele la pariuri pe care le avea PSG-ul la începutul sezonului cred că s-au dus foarte în sus, acum nu cred că mai e, nu mai e cam a nu patra favorită la trofeu, cred că e a șaptea, a opta, nu, mai, nu cred că mai crede nimeni. Că a, Messi cred că a făcut o greșeală uh, și nu știu, cred că nici sistemul nu-l avantajează, ceea ce se întâmplă la echipă, și uite că Barça după o perioadă grea au făcut mutări bune și se descurcă chiar bine fără Messi. Adică deja nu prea mai simt lipsa, știi? Cred că după victoria cu Atletico o, o fa mutări. sunt favorite la locurile 3-4 acolo. Ceea ce ar fi chiar un adică la cum te gândeai că merge campionatul, ziceai că poate să nu prindă nici cupele europene. Cam așa ceva, da. Adică au avut o serie atât de proastă încât să spuneai semne mari de, de, întrebare. Dar vezi totuși ce înseamnă un club mare. Cum și un antrenor destul de promițător, care pare că... Da, și clar un antrenor care, adică nu e, nu e orice mercenar, știi? Nu e ca și cum le duce pe, dau un exemplu de la noi, pe șumudică, să zic, în Ungaria sau... Cea de, e de Alcase, știi? Și mm. contează foarte mult. Cum și Pocetinu, de fapt, e de Alcase, că n-ai fost, fost fundaj la Paris Saint-Germain. Asta cred că mai e mai puțin asociat cu PSG-ul decât e Xavi cu Barcelona. Nu, dar ori, păi da, clar. Dar el în conferința de presă a rememorat așa, uh -huh. de prezentare mă refer, momentele de la Paris. Și e clar că poate a venit cu sufletul și e necăjit de ceea ce se întâmplă. În Cupa Franței, că pămâneai de meciul cu Nice. N-a durut, că ok, nu stă Paris Saint-Germain în Cupa Franței, dar a durut, adă, a durut atitudinea, felul în care s-au prezentat. Mm -hmm. Alt, o altă optimie interesantă că despre Sporting City și Salzburg-Bayern, nu știu ce putem spune relevant, ar fi Inter cu Liverpool, deși și acolo tot 65-35 sau poate chiar 70-30 pentru Liverpool. Inter nu pare într-o pasă bună. Mm -hmm. mm, cu Milan... Simone Inzaghi e un antrenor ofensiv. Asta arăta la Lazio, o echipă care marca mult, dar 1-0 n-a mai atacat. Și vezi, fotbalul te pedepsește. Pe de altă parte, Milan deja are experiența uh, are experiența sezonului de Champions. Inter, dacă nu mă înșel, nu s-a calificat. Uh, hmm. dar a trecut a luat campionatul. Iar acum s-a calificat la pas. Uh, Liverpool are un mare, are un avantaj important, va, va, evolua cu stadionul plin, în tur vor fi doar 50%, 50%, 50 din capacitate. Mm -hmm. Și cred că Liverpool în mod normal va marca în Italia. Și fără Mane și Salah sau se întorc deja? Păi se întorc, că na, mai e... e... cazul. Da. Crezi că vor câștiga și fără Salah și Mane sau vin și ei pe, pe San Siro? Cred că vor veni, deja au avut câteva zile de pauză și nu știu în ce măsură fizic vor fi, pentru că na, a fost un turneu solicitant și pentru unul și pentru celălalt. Pot să folosească pe portughezul venit de la Porto, pe extrema... Cum pe cheamă? să nu fi jucat în sezonul ăsta. Au jucat, da, atunci înseamnă că joace cu Jota, Firmino probabil și Chamberlain sau da, poate Dorighi. Filminul oricum pas să acopere mai multe. Da, oricum, pare un... Uh, nu, pa, nu văd cum Liverpool ar putea să iasă, să piardă din dubla asta, mai ales că inter are o perioadă tot mai fastă. La un moment dat păreau că campionatul e cam decis, dar uh, s-au apropiat din nou Milan. Da, și, nu vezi și... că s-au chinuit, au chinuit și înainte de victoria cu Milan. Pe de altă parte, Uite că știi bine din bună Siga te poate pedepsi oricând, chiar și la vârsta lui. Da, dar una e în campionat cu Salernitana și alta e cu Liverpool. Cred de altă că... parte și Liverpool e predispusă la erori în apărare, adică și în Premier League cam ia gol destul de des. Chiar și de la echipe care nu stau foarte bine din punct de vedere ofensiv. Da, da dau ei 2 trei și primesc. Interul unul. are marele avantaj că nu are nimic de pierdut și spuneam deja are experiența sezonului trecut. De deci, ce nu s-a calificat, a luat un campionat uh, și poate un avantaj care meciuri mai puțin grele în campionat, mai puțin solicitante decât Liverpool. Mai e un meci interesant în Europa League, în play ul pentru Optim, Barcelona-Napoli, care de obicei era un meci de Champions, acum s-a transformat un meci de Europa League. Cu gândul la Maradona, nu? Da. Uh, e o dublă interesantă. Napoli în ultimii ani nu prea a pus mare preț pe Europa League. Acum cred că... Italienii nu prea pun preț. E, uite, aici chiar văd 50-50, sincer. Mi se pare o dublă foarte echilibrată. Deci Napoli echilibrată. are... Are un moment în care e de tranziție, nu prea echipa e îmbătrânită. Da, dar nici, la, nici de la Barça nu știi la ce te aștepți. Ok, a fost victoria cu Atletico Madrid, dar nu trebuie să ne raportăm numai la ea. Plus că s-ar putea să se să pună toate energiile pentru locul 3 sau 4 în campionat ca să nu pierdă banii. Să nu, da, și să nu stai să câștigi Europa League. Dar e, e mai ușor să termin la. pe sub Betis înainte la Atletico la. decât să... Clar că sunt echipe bune. Nu? Atalanta se poate duce până sus, deși nu mai e Atalanta sezoane trecute, dar... Apropo la, de Atalanta, la avem, avem... Cred că este jucătorul, în afară de Tătărușanu, Calot, Mihaila la cea mai bună echipă dintre toți jucătorii români momentul ăsta. Nu văd al jucător român să fie la o echipă mai bine cotată decât Atalanta, echipă constantă în ultimii ani de Da, 8. dar Atalanta a avut două rezultate de 0-0 la rând și pierde, pierde acasă cu Cagliari. Urmează meciul cu Juventus din campionat, unde vom vedea cum stau lucrurile. Chiar am comentat debutul lui Mihailă. Mi s-a părut un pic timorat. S-a zbătut mult. Și dacă l avantajează neapărat uh, jocul, uh -huh. mai ales pe teren uh, propriu, pe de altă parte, probabil că iau planuri cu el peste câțiva ani a Barnam. Adică nu imediat, el e totuși un fotbalist tânăr. Uh -huh. Și e important de specificat că el e luat cu obligație de cum, adică nu e opțiune. E clar că Atalanta va da banii, vreo 10 milioane de euro, dacă nu mă așa. Deci Parma va pierde sigur din oricum, vară. Oricum, oricum, mi se pare șcătorul mai bun decât Man bine, alt profil, alt da, problema este că în general jucătorii români în ultimii ani nu prea au confirmat pe unde au fost în Europa bine, cazul lui e puțin mai special pentru că el a fost luat cu o pubalgie uh -huh. de Parma care practic și-a asumat chestia asta și acum cumva, eu cred că prin el a încercat să-și să scoată părerea la man, care, era, care e clar că nu, nu va mai da nimeni 30 10, 000, 11, 12 e caz închis după părerea mea Adică se vede clar că e tipul fotbalistului balcanic, n-are chef, Liga a doua, nu se poate motiva, e... Mm. Uh, mai avem și în... mai e vreun interesant în Europa League. Eu credeam că nu e interesant Rangers cu Dortmund, dar după ce a arătat Borussia și în... arătat în weekend, uh... Am o anumită teamă că s-ar putea să fie o capă de linie, deși nici Rangers nu e în vreo formă. În mod normal, Borussia trece. În mod normal, a zice că undeva peste 60%. Deși Rangers, uh, dacă ți-aduce aminte, a jucat și cu Leverkusen atunci, după da. pandemie. Deci o echipă care în Europa a început să prindă, dar... Parcă cât și în campionat, a pierdut clar derbiul cu Celtic. Trei 0 la pauză deja. Nici nu s-a pus Celtic care, atenție, nu s-a calificat din grupele de Europa League. Într-o grupă relativ ușoară. Cu Olimpia, cu Sparta. Parcă și cu Sparta Praga, dacă nu mă înșel. Da. Uh, mi ar, ar, trebui să, să tragă. Mi-e greu să cred că poate să câștige Dar Măcar să ajungă până într-o semifinală, finală, adică undeva la nivelul mm -hmm. clubului, știi? Oricum a fost o mare contraperformanță faptul că nu s-a calificat. Ok, mulți se sunt surprinși de ăsta cu Leverkusen, dar să nu ne mai aminte am de ceea ce s-a întâmplat la Sporting. E cumva asemănător. Da, ar mai fi uh, Sporting City. Cred că ar veni momentul ca Guardiola să câștige Champions League. Adică mi se pare că aura lui de mare antrenor... Uh, nu se justifică fără un uh, trofeu de Champions League după perioada din Bar de Barcelona, care a fost acum 10 ani mai bine, poate, când le a câștigat pe cele cu Barcelona, atunci el n-a mai câștigat Champions League ca antrenor. Petro Dolari nu prea câștigă, nu? Da, adică nu vreau să zic că Trebuie și eu aș fi făcut echipă, aș fi câștigat Champions League, dar Cred că ar fi fost un antrenor mai modest, un Pellegrini, cred că ar fi putut să ia campion, adică ar fi aflat atât un context. Eu cred că pentru el e un eșec la ce sume s-au investit, numai pe fundaj, câți bani s-au dat, cred că e un eșec faptul că nu a câștigat campion. Sigur, de sporting, în mod normal, trebuie să, să fie rezolvată calificarea din tur. Hmm. Uh, mare avantajul al lui City e că în campionat lucrurile par clare. Și atunci se poate concentra pe... A mai fost în situația asta, ce puține două ori în ultimii cinci ani și tot n-au... bauzat de Tottenham, ba... Ha, vezi că, totuși, în campionat e un parcurs unde trebuie să ai o anumită constanță. Champions, dacă ai prins două zile bune sau chiar și o zi, da, nu se justifică Eu niciodată să... cum să pierzi cu Lyon, adică în, cum a pierdut atunci cu Lyon în da. play off ăla, în final Bine, eight. dacă nu mă înșel, a fost chiar după, după ce s-au reluat. Pandemie, a, a, a fost un a fost final o... 8, un singur meci. Exact, match. a fost o situație. Pe de altă parte, Lyon, genul de echipă care poate să bată pe oricine și în campionat poate să pierdă cu oricine. Da, pe de altă parte, o echipă ca Bayern n-ar fi pierdut niciodată cu Lyon, adică... Asta e diferența între Pedigree, unei echipe ca mari, ca Bayer sau ca poate și Liverpool și City, care a pierdut cu o echipă net inferioră. Bun, ar fi zis că dacă era dublă și n-ar fi avut nicio șansă, Lyon, dar totuși. Da. Uh, secțiunea finală: vorbim de niște meciuri în weekend. Uh, avem săptămână. În timpul ăsta, când vorbim, am avut un meci de handbal fete, rapid, vâlcea, nu știu ce s-a întâmplat, poate știi tu. Mm, nu sunt, dar chiar -am nu m-am dat la te... curent. Da. Dar știu ce planuri sunt la rapid și faptul că s-au făcut transferuri foarte bune va fi sezonul viitor, chiar și acest sezon, dar sezonul viitor va fi o bătălie pentru titlu extraordinară. Ce se mi Atenți... se pare că e în pierdere de viteză în ultimii ani, cumva rămâne în frunte doar din inerție. Bine, așa. la ce sume se investesc, scuză mă dacă nu te califici în final Four în fiecare an e un eșec. Până la urmă, e aici o întreagă discuție, că și bani publici, uite-te că la Ghior, totuși e un concert mare în spate, nu? Audi. Nu poți să compari, nu? Și uite-te, totuși, Ungaria ce reprezintă în handball. Că și, la Gheor, masculin și la feminin. Exact, Gior, Ferenț, Varoș, uh, Pic, Vesprem la... Patru echipe foarte bune. Vesprem care cu Dinamo a dat aproape 50 de goluri, adică a fost un record. Vesprem care pierde la București Meciul Tura Va fi o luptă interesantă La băieți e problema Când Dinamul n-are concurență Mă uitam și la meciul cu Bacău Sunt echipe destul de bune Dar dacă n-ai bancă la Hambal Pici cu 10-15 minute înainte Nu mai poți Și atunci se face diferența. Dar va fi foarte interesant și actualul sezon e foarte interesant, că Rapidul e o surpriză mare pentru toată lumea. S-a apropiat și galeria, au venit și suporterii de la fotbalul dată cu rezultatele, cu toate că sala nu e... e Jocă tot la slăgile sport... acolo? Exact, lângă stadion, da. E o sală micuță, cam înghesuită, neerisită. Da. Dar uh, nu e întâmplător ceea ce avem la Rapid, pentru că acolo în spate Bogdan Vasiliu, care a lucrat la CSM București. Uh -huh, cu el uh, s-a câștigat Liga Campionilor, se ne aminte, 2016, pe la prima participare. La penaltiuri cu Gheor. La Da, lovitori de cu departajare. Cu care a fost senzațional în finale, mi-aduc aminte. Da. Portărița. Vă reamintesc de ce două concursuri, free bet de la Betfair pentru Union Dortmund, despre care să vorbim curând din weekend, scor corect. Și să ne spuneți ce jucător român a marcat gol în toate cele cinci ligi importante pentru un tricou cu beturi. Avem pe aici, prin zonă, suntem plini de tricouri cu beturi, avem foarte multe să vă dăm. și la final să vorbim puțin despre meciuri, meciuri de weekend. avem Atalanta-Juventus, cum, cum, îl vezi. E un meci de loc 4 și 5 în momentul ăsta. Bine, acum a arătat, acum Atalanta în ultimul meci, zice că Juve e favorită, dar uh, pare așa și în de un meci de puține goluri. 0-2 pe mine, probabil, da. Da. Poate să fie un X? Un alt meci interesant, care nu s-ar fi amțetat de interesant tot în Italia, Napoli-Inter. Sunt două sau trei puncte în trei echipe, Milan-Inter-Napoli. Uh, dacă Napoli învinge, reintră, nu s a mai fi și nimeni să reintre în luptă pentru titlu, dar acum iată că s-a revenit cumva la formula asta de trei echipe care se bă la campionat. Nu mergi foarte echilibrat. E de văzut, Inter cum va reacționa. La Inter a fost un întreg scandal, nu știu dacă s-a mediatizat așa mult la noi, uh, legat de bilete. Galeria, din câte am înțeles, nu a fost în număr foarte mare s-au fost chiar absent la meciul cu Milan pentru că multe bilete au ajuns la oameni care nu s-au abonați au A fost un, un întreg da, samsari, având ca capaci da, un abonat a putut lua patru bilete ceva de genul ăsta și n-au mai da și pare că și Simone Inzaghi e sub presiune pentru că la Lazio tot ce făcea era bonus da uh, iar Napoli pf, are mare avantaj că n ai nimic de pierdut. L-a antamat pe insulă Inter pleacă, după? pleacă da. la vară în Canada pe un salariu cum n-ar fi primit la Napoli? Părerea mea că e gata cariera lui. Adică nivelul de acolo. Da, mi se pare că și. Clubă... Salariul e colosal, uriaș, adică nu s-a mai plătit zona respectivă niciodată o astfel de sumă. Da, mă rog. Dar și, de eu zic că și problema cu că nu i-au oferit scuza -mă o te, asta, da, aici, scuză-mă că te întrerup. Ideea era că i s-a propus o sumă, asta mai mic l-ar fi deranjat, da, da. Nici măcar egală. Și ok, în sine totuși Campion e european. Bună, să lau parte chestia asta, dar e reprezentativ pentru ce înseamnă Napoli acum. Este o emblemă. E, un... e legendă. E fără, fără teama de exagerat, da. Via Real, Real Madrid, cu Sevilla care mai speră la titlu în Spania, speră e reală tre chestia asta cu. Sevilla care are bancă foarte bună. Uh -huh. Sevilla care are bancă foarte bună de câteva sezoane și în acest sezon Sevilla poate are cel mai cald public din Spania. Uh -huh. Și Sevilla joacă foarte bine pe teren propriu. Greu să bați, greu să bați. Vestul la bar, Real, mulți turiști uh -huh. și înainte de pandemie era prin tot timpul la, la Sevilla, e cultura asta de, de a merge la meci etapă de etapă. Iar Sevilla poate să fie un cuvânt important de spus. Și Betis stă bine dacă nu mă înșel în trei, E pe men. 3, momentul ăsta e chiar peste Barça puțin. Da. Și n am lăsat întâmplător la final Germania. Avem un derby de Champions League, să zicem, Union Berlin-Borussia Dortmund, care vine într-un moment Nefas pentru ambele echipe, Union a pierdut la Augsburg 2-0, nu se așteptau, aveau formă bună, iar Dortmund, care pierduse acasă un singur meci sezonul ăsta cu Bayern, cu un arbitraj discutabil, a fost învinsă fără drept de a pierde un Leverkusen care nu s au omorât cu firea, adică au jucat corect, Nu doar au profitat de toate greșelile din defensivă. Vezi Andrei, poate puțin Dormund s-a mințit pentru că au fost acele reveniri de scor. Dormund ca trebuie să pornească de la primis dacă ia gol meci de meci. Cam asta spune. Goluri, poate. Gol, goluri. De la orice echipă, atenție. Că deci la Fiurt cred că a luat gol. Uh, și e greu tot timpul să revii 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3. cu Leverkusen n-am mai mers care a stat bine în teren. Mm -hmm. E o echipă care spre deosebire de perioada boss știe să se și apere, iar uh, cu Union Berlin, am comentat-o pe Union Berlin, nu de deloc. Chiar dacă nu s-a calificat în, mai departe în conferență, e totuși... A și, grea, cu da, Praga, și, și prima... Experiență. Nici n-au putut juca pe stadionul lor, care nu i-au au jucat pe stadionul Herthei. Union Pe stadionul olimpic din Berlin. Da, nu e neapărat stadionul Rivalei că na, e un fel de arena națională. Hai să-i spunem da. stadionul Rivalei, că na, Hertha joacă acolo. Și nu nu tribunele atât de apropiate, știi cum arată da. Olimpia, probleme. și fost tribunele cum e în fel de 23 august la noi uh -huh. de pe vremuri. La fel, un meci deschis oricărui rezultat. Da, e un meci între o echipă de under și o echipă de over. Borussia are o medie la meciuri de 4,5 goluri aproape pe meci, ceea ce este pf, colosal, e enorm, o apărare, nu știu, e dramatic ce se întâmplă în apă. A fost gafe în meciul cu Leverkusen de Efectiv, nu înțelegeam. Îl doream pe Pon în teren la un moment dat. Într-30 nu înțelegeam de ce rămâne în continuare Zagadu pe teren, care, sincer, nu știu dacă mai poate să mai progreseze aia. E a... Zagadu, spanul jucător... Foarte limitat. Foarte limitat, da. Aș vrea să zic de Liga 1, am zis că exagerez. Da, pe Liga 1, dar și în Liga 1 sunt... Da, apropo, dacă ar fi să... S-a zvonit la un moment dat de ligă întâi de un jucător care ar fi dorit la Hertha Berlin. Mai știi ceva de Claudiu? Pe chiar pe... eu am scris informația aceea. A, dacă o... nu mă înșel, am dat-o Petrila. Cu de Petrila, da. Și s-a întâmplat... Pare că ce... ar fi un interes. Ei îl urmăresc. Jucătorul mai urmări și de Lil. Cred uh... că i s-a potrivit mai bine puțin Germania că mai... CFR-ul e puțin presată să-l dea pentru că au datorii foarte mari. Uh -huh. Sunt întârzieri deja de vreo patru luni la jucători. Ceea ce mi se pare Incredibil. Acolo chiar okay, a fost o strategie proastă, nu intrăm în detalii. Mi se pare un jucător care face față la herta. E un jucător de execuție, mm -hmm. un jucător care poate să vină bine de pe bancă. Mm -hmm. De asemenea și campionatul Franței, unde sunt foarte mulți jucători tineri. E mai, mult pe, e mai mult pe nu știu, Germania, e mai mult pe Finețe, Franța, e mai mult pe condiție fizică. Exact, exact. Dar gândește-te, Andrei, câte, câți jucători buni au plecat din Franța. Ea numai Bren, saint -Etienne. Da, o... La final să comentăm puțin și Cupa Africii, ca, ca să tot închidem frumos. Cumva s-a terminat frumos turneul cu o nouă campioană. Eu, eu sunt din aceea generație care am urmărit acum 10-15 ani în finalele alea câștigate odios de Egipt, cu o echipă urâtă a Egiptului. Acum nici acolo nu e extraordinară, dar mă bucuram pentru Salah. Dar m-am bucurat pentru Mane, m-am bucurat pentru Mendy, pentru Koulibaly de la Napoli. Din păcate n-a fost niciun, niciun post de TV din România, nu a, avut avut casă de pariu, nu o să dau numele, a avut uh, transmisie, dar n-am avut pe Din ce știu a fost un stream pe YouTube uh, dat chiar de cei de Cupa la Cupa Africii la final. Dar la final, dar da, turneul a da, fost Eurosport într -o Da, într-o da. perioadă și să precizăm, poate puțin mai știu, în Gadeu, uh, fost un jucător de la Botoșani a jucat la Cupa Africii pentru Camerun, Colin Sfai care a jucat la Dinamo într-o perioadă. Să ne amintim și de faptul că avem un da. antrenor care... Nici măcar nu că a fost luat în calcul în lista lungă, Mario Marin, Marinică da, da Malawi, care a dus echipa în uh, faza eliminatorie, ceea ce este ce o da. performanță extraordinară cu un lot de 8 milioane sau 7 milioane. Da. Revenind la Senegal, uh, vezi tu, sunt jucători care aproape toți joacă în licele de top ale Europei, nu e întâmplătoare. Uh, performanța nu e întâmplătoare, iar cu Egipt au ratat ocazii mari. Și un penalt inclusiv. În prelungiri, da. În practică cu Cântec. <laughs> da, <laughs> pentru că Salah a dat mesajul bun. Uh, și a fost o bucurie extraordinară în Senegal. Chiar a făcut-o și a fost imagini absolut emoționante. Adică... Și o memă cu Marica, cu... Da. <grijă> cu lângă... lângă... Uh, Ducani, da. Da, cam, cam asta a fost ediția aniversară 40 Betur Show. Mulțumesc, doamne, Andrei, preotul. Mulțumesc și eu, cu drag, sport de fiecare dată. Și uh, să ne auzim la o nouă ediție, cum ar zice Viorel, sport în toate.